Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase și nu numai. Astăzi vom face covrigei cu făină integrală și cu brânzică, covrigei cu untură. Și toate rețetele le găsiți și pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Acolo găsiți de la rețete dulci, la rețete sărate, la rețete pentru tratamente pentru păr, rețete cum se face săpunul realizat la rece, uleiuri medicinale și multe, multe altele. Și astăzi vom începe cu o rețetă de covrigei. Am să-i tai cu această formă și vom avea nevoie de 100 de lapte, 200 de grame de untură, apoi vom avea nevoie de un praf de sare, dacă este necesar, de 150 de brânzică sărată, deci dacă este foarte sărată, nu mai adăugați zahăr. Vom avea nevoie și de un ou, de 25 de grame de drojdie proaspătă și pentru unț, un pic de lapte și să punem deasupra puțin chimen. Am să le dau acestea două deoparte și să începem și vom tăia cu această formă. Așa. Și pentru început, într-un vas, i-am să pun drojdia și am să o sfarm așa puțin și am să adaug laptele. Așa, și lăsăm să se topească puțin. Așa, amestecăm așa puțin. Eu sunt puțin, Camelia puțin. Și mă găsiți și pe canalul de YouTube Prăjituri cu Camelia și bucate gustoase cu foarte, foarte, foarte multe rețete dulci și sărate. Și nu numai. Mă găsiți și cu rețete de săpunuri, cu uleiuri, deci săpunul realizat la rece. Se face foarte ușor. Deci sunt rețete pentru începători. Așa. Și uleiuri medicinale cu creme de față pentru corp, unguente pentru dureri articulare. Așa. Deci drojdia noastră s-a topit. Acum vom adăuga ouul. Vom pune și untura. Așa. Și vom adăuga și brânză. Deci 150 de grame de brânză. Eu astăzi fac cu făină integrală și am circa 500 de grame de făină integrală, dar puteți face și cu făină albă. Așa, și amestecăm puțin aici. Așa, și acum vom adăuga puțin câte puțin din făină. Și acum amestecăm încet tot. Am să mai pun puțin în făină. Să pun puțin în făină. Și am să pun totul așa aici. Și să amestecăm așa bine totul. Deci avem un aluat cu brânză. Și să repetăm încă o dată ingredientele. Deci am pus 100 de lapte, 200 de untură, un ou. Sare nu am adăugat pentru că brânzica este sărată, dar dacă credeți că mai este necesar de sare, mai adăugați. Așa, am pus un ou, am pus 25 de grame de drojdie, 150 de grame de brânză sărată, puteți pune orice fel de brânză sărată doriți, și de burduf, și de oaie, și de vagă, care vă place, și telemea, tot ce vă place. Și circa 500 de grame de făină integrală, dar puteți pune și făină albă. Și pentru unț, eu mi-am pregătit puțin lapte și puțin chimen. Și o să ungem și o să punem deasupra. Am să mai pun puțină făină.
Și putem spune că aluatul este aproape gata. Așa, mai frământăm așa puțin. Mai pun puțină făină. Deci a intrat circa 400 de grame de făină. Dar dacă brânzica este mai umedă, să știți că intră mai multă făină. A mea a fost foarte, foarte uscată și a intrat circa 400. Am să și cântăresc la urmă să văd cât mi-a rămas. Eu am avut 500 de grame pusă. Așa. Și acum, aluatul puteți lăsa circa o jumătate de oră să se odihnească, ca să crească puțin. Așa, covrigeile dăm formă și lăsăm puțin să crească, având în vedere că avem un aluat cu drojdie. Așa, vedeți aluatul cu brânzică? Așa, și acum am să dau să presurăm puțină făină. Eu fac cu făină de la Frumenta. Este foarte bună, foarte bună pentru cozonaci. Vedeți? Frumenta. Este extraordinară. Așa. Și o să punem puțină făină și o să întindem. Să dau puțin deoparte. Așa, eu mi-am pregătit și o tavă. Și puteți tapeta și cu hârtie de copt sau puneți direct cum pun eu astăzi pe tavă. Așa, am să iau o bucată din aluat. Am să pun tava aici în față. Așa. Și voi lua o bucată din aluat și să întindem. Întindem și o să tăiem cu această formă de covrigei. Așa. Ne ajutăm cu făină să nu se lipească. Așa. Întindem cu un sucitor. Așa. Deci dacă vedem că se lipește, adăugăm făină. Și am să mai pun așa să nu se lipească. Și pe deasupra. Așa. Deci covrigei cu făină integrală. Cam așa cred că este de ajuns. Așa, ia uitați forma mea. Deci este puțin înaltă. Și eu am să o dau mai întâi prin făină. Am să o scutur. Și apoi am să tai. Și să tăiem. Așa. Și scoatem, vedeți? Și acum tăiem și scoatem. Eu aceste bucățele le pun și pe acestea micuțe, așa. Și le las așa aici. Și să scoatem covrigelul nostru. Ia uitați, vedeți? Așa. Și îl așezăm așa aici. Și tăiem. Și scoatem. Punem și bucățelele și ne ajutăm cu degețelul ca să scoatem din formă. Vedeți? Ia uitați-l cum arată. Și punem sunt delicioase. Aici. Mai dăm prin făină, vedeți? Așa, din când în când mai dăm prin făină ca să nu se lipească. Și sărmăluțe, rețeta de sarmale, sarmale bune, cum mâncăm când ne ducem la nunți. Să știți că este extraordinară acea rețetă. Să o încercați. Așa, ia să scoatem încet, încet. Așa. Vedeți? Așa. Ia, uitați. Și acum strângem aluatul și o să facem altele. Așa. Între timp cuptorul se încălzește. Și noi dacă dorim să nu avem această formă, vedeți? Luăm și întindem. Întindem așa bine cu mânuța. Îi facem subțirei. Așa.
Deci cât mai subțire. Vedeți? Așa. Și acum întoarcem. Așa, una așa. O să rup de aici. Și putem face și așa, vedeți? Dacă dorim covrigii. Și o să facem o parte așa și o parte tăiați. Aici am puțin lapte și chimion. Sau chimen, cum vreți să-i spuneți. Sau puteți unge chiar și cu ou, dacă doriți. Așa. Și punem puțin chimen peste. Acesta este opțional dacă doriți să-l puneți. Așa. Și acum vom da la cuptor. Vom lăsa mai întâi 5 minute să vedem și după aceea controlăm. Vedeți? Covrigei. Așa, și dăm la cuptor. Ia uitați-i. Aceștia sunt covrigei. Sunt fierbinți, abia scoși din cuptor. Da, să-i pun puțin aici. Covrigei. Covrigei integrali. Vedeți? Și aceste bucățele. Aceasta este rețeta de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru că mi-ați fost astăzi alături. Și eu rămân să-i termin, ca să nu stăm prea mult în direct. Și am să public această rețetă și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și o să ne vedem și mâine cu noi rețete. Să-mi lăsați în comentarii ce fel de rețete ați dori să facem în direct. Vă pup, o zi frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc. Vă doresc. La revedere. Pupici!